Bun găsit, domnule Hagi, primele concluzii după acest egal. Un meci frumos, așa cum am totdeauna ieșit între noi și ei. Ambiții multe, fiecare a vrut să câștige. Cred că meritam să luăm cele trei puncte, dar asta e, până la urmă, ăsta e fotbalul. Am marcat de trei ori, am înțeles ce mi-a zis conducerea, că nu s-a dat nicio imagine de la Digi, nicio imagine de la golul 2, care cred eu că e gol valabil, și nu s-a dat nicio imagine la televizor, la Digi, nu s-a dat nicio imagine și reluare. Și credem că e gol, așa ce-mi zice conducerea. Și că s-ar fi dat, șoptesc colegii. Nu, nu, ce, da. Eu vă zic ce mi-a zis conducerea. Am și o conducere și foști fotbaliști. Da. Nu sunt... Și mi-a zis că nu s-a dat la televizor nicio reluare. După aceea, golul 3. Acum 3 săptămâni, o lună, Faro a luat un gol în ultimul minut. Când noi am avut fault, nu s-a întors faultul, a fost gol, au recuperat adversarul mingea, ne-a dat gol și eu am cerut la arbitru de ce nu s-a întors faza, pentru că era cu fluierul, a vrut să dea. Mi-a dat roșu și toți de la Digi, mai ales, că mă uit la voi, toți de la Digi, foști colegi de-a mei, mă criticau că ce vede Hagi, ce Hagi, cum să revină înapoi, cum să întorci faza înapoi. Păi de ce, acum de ce o întoarceți? De ce ați întors-o? Cu steaua s-a întors, acum s-a întors. Acum s-a întors faza. De ce s-a întors? Păi vedeți, și e normal așa? Și după aia să mă faceți cum făceau ei la televizor. Ce zice domnule Hagi? Ce bate câmpii Hagi? Cum bat câmpii când e normal că am văzut 100.000 de goluri? Când dacă e fault, întorci faza. Și punct. Dar astăzi... Asta ce n-a închis ochii la fel să o lase cum a făcut și data trecută. Că am pierdut 2 puncte atunci. 2 puncte cu aia, 2 puncte cu aia. Alții câștigă cu gol care nu-i valabil. La linie, eu nu mi se dă că e gol tot la fel și nu mi se dă. Și ce facem? Că sunt puncte. Puncte importante. Băieții ăștia au muncit, băieții ăștia au alergat, au jucat fotbal și trebuia să câștige meciul. Și uite că se pierd puncte. Și rămânem pe acolo. Vreau să rămân, asta am vrut să zic, restul sunt sărbătorile. Cred că Faro a făcut un an, i-am felicitat pe toți, chiar dacă am avut și momentele mai puțin bune, mai puțin inspirate, dar s-a muncit bine un an, care au fost, care au muncit mai bine, care mai puțin bine, dar toată lumea până la urmă merită felicitări și din păcate meritam victoria, meritam cele 3 puncte, fără doar și poate și... Dar asta e. Mergem înainte, sărbători fericite tuturor. Sunt să fim buni, să fim înțelegători și să ne odihnim în primul rând, ca după aceea să începem iară să muncim. Mi-ați spus cumva la întrebarea cât de frustrant poate fi să înscrii de 3 ori și să nu reușești să învingi. Vreau să vă întreb de Mazilu. L-ați simțit astăzi? Nu, noi am învins. Numai că nu s-a dat gol. Noi am învins. N-a fost opsai. Mâna adversarului era în față. Mâna adversarului era în față. Veniți și noi mâine cu o fază, dar de ce abia mai venim? Și în partea cealaltă s-a câștigat, s-a luat 3 puncte. Acum s-a vorbit la televizor și s-a cerut scuze. Dar cum dacă se pare? Și cu vară. Și cu vară. Cum se par toate greșelile? Nu știu, nu mizeria, nu pot să comentez. Deci, eu nu pot să comentez, eu am luat roșu. Eu știu că când m-am dus și am avut... Cu bun simț, m-am dus la jumatea terenului după meci, după ce s-a terminat meciul și am cerut. De ce nu ai întors faza că ai vrut să dai fault? Și a fost fault. Roșu. Și astăzi am întors. Și am luat roșu. Și am stat etape și asta. Ce poți face? Asta e. Sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Ne convine, ne convine. Trebuie să mergem înainte. Asta e. Mazilu, ultimul joc l-ați simțit înainte, pentru că într-adevăr a și marcat. A simțit ce pe Mazilu. Da, Mazilu în primul rând a făcut de-abia 18 ani. Mazilu, cei tineri anul trecut din Academie și am avut, cred că vreo 12 jucători sau dacă nu 14 jucători anul trecut când am ieșit campion, anul ăsta de fapt în vară când am ieșit campion, jucam cu 5 în teren, 6 și cu vreo 3 pe bancă, am ieșit campion, deci Mazilu e unul dintre jucătorii care are mult talent, care rar e să găsești un jucător ca el,
Bineînțeles că nu în fiecare zi ne sculăm și dăm randamentul cum își doresc cei de la televizor, ca fiecare să fie, nu există persoană, nu cred că fotbalist care totdeauna a dat randament. Câteodată țese, câteodată mai puțin, câteodată dai din un fundaș care e foarte bun. Da, un copil foarte bun, care îi place fotbalul, care e serios și i-am urat succes în continuare. Am avut cu el o discuție și mă bucur că discuția care am avut-o imediat a jucat foarte bine și a făcut-o bine. Ce urmează pentru Farul în această pauză? Mai urmează liniște, veniri? Liniște, pace, să ne bucurăm de sărbători și, bineînțeles, să ne încărcăm bateriile pentru la anul și să muncim. În perioada asta, bineînțeles, că vom munci să vedem ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce trebuie să facem la anul mai mult, ce trebuie să antrenăm, cum trebuie să antrenăm, ca să fim mai buni. Veniri, plecări? Pot fi, bineînțeles că. Sunt jucători care au dat randament, sunt jucători care n-au dat randament, nu s-au adaptat și atunci probabil vor fi. Vor fi și plecări și veniri. Vă mulțumim tare mult! Doamnește!